Apărătorul românilor și cel dintâi chemat de Hristos în apostolicească lucrare, care pe români a iluminat primila ortodoxie, izbăvește-ne de toate ispitele ca să strigăm ție, bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. În locul îngerilor căzuți ai fost ales primul între apostolii lui Hristos ca să-i slujești, pentru care îți cântă. Bucură-te, cel din cei 12 sfinți apostoli mai întâi chemat, bucură-te al Sfântului Apostol Simon Petru Chefa, frate adevărat, bucură-te că lui Hristos, stăpânului tuturor, te rogi neîncetat, bucură-te că pe Petru nu l-ai urmat când de Hristos a lepădat, bucură-te că te rogi lui Hristos pururea pentru a lumii pace, bucură-te că de ruga ta Hristos ascultă și totul face, bucură-te că sufletelor noastre mare milă Hristos ne dăruiește, bucură-te că solirea, ruga și lucrarea ta niciodată nu se gătește, bucură-te că ne înveți ortodoxă închinare unimei preasfintei trăimi, bucură-te că ne acoperi și pe noi cei persecutați și străini, bucură-te că precum Filip pe Natanael, la fel și tu pe Petru la Hristos l-ai chemat, bucură-te că ești neam sfânt și preoție împărătească, apostolul prim al Dumnezeului Patriar, profet și împărat, bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Văzându-te, Hristos, te-a strigat să-i urmezi, pentru care îți cântăm și noi, Aliluia! Înțelegându-L pe Hristos că e singur în valea aceasta a plângerii, L-ai urmat ca să-i ajuți și dintr-un început să fii cu Dumnezeu, ca să-ți cântă. Bucură-te, grăitorule de Dumnezeu, bucură-te, cel cu nume de bărbăție, care ne încurajezi mereu, bucură-te, cel mai întâi chemat decât toți ucenicii Mântuitorului, bucură-te că ai trecut înaintea Sfântului Ioan Botezătorului, bucură-te, fratele Sfântului Apostol Petru, pe care toți cu o gură te lăudăm, bucură-te că și noi toată viața lui Hristos o predăm, bucură-te că, precum lui Petru, la fel și nouă ne strigi să venim, bucură-te că nu vrei să ne lași pe niciunul să pierim, bucură-te că cu dor ai strigat aflata pe Hristos cel dorit, bucură-te că în cel întrupat l-ai cunoscut pe Dumnezeul infinit, bucură-te că primul din Sfinții Apostoli cu Dumnezeul cel viu ai vorbit, bucură-te că până azi pe cei ce se roagă ție nu i-ai părăsit, bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Putere ai primit să ne întorci pe noi, cei din neamuri și din păgâni, și să ne faci neamuri cu Hristos, prin har și împărtășire, ca să cântăm Aliluia.
Avându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul învățător, te-ai dus după Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, pentru care-ți cântă. Bucură-te că l-ai cunoscut pe Hristos, că a fost înainte de Ioan, Solomon, Avram și Adam. Bucură-te că ai văzut în Hristos pe Dumnezeul cel vechi de zile, care nu se numără după vreun an. Bucură-te că ai știut că Hristos e Creator infinit împreună cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt. Bucură-te că lui Hristos ai făcut vrednic următor pe pământ. Bucură-te că ai văzut pe Sfântul Duh ca porumbel peste Hristos în Iordan. Bucură-te că l-ai urmat pe Hristos, nu la Adam. Bucură-te că și pe Tatăl Ceresc l-au auzit creind, acesta e Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Bucură-te că a doua zi l-ați văzut pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și cu glas mare l-ai mărturisit. Bucură-te că, auzind despre mielul lui Dumnezeu, te-ai dus după Iisus. Bucură-te că, întorcându-se și văzându-te venind, ți-a zis ce cauți atât de sus. Bucură-te că ai vrut să vezi unde locuiește Hristos, cel ce nu are unde să-și mai plece capul pe pământ. Bucură-te că Hristos a grăit, veniți și vedeți că n-am loc, deși sunt cel ce sunt, Dumnezeul preasfânt. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Vifor de dor ți-a zbucnit în suflet, văzându-l pe Hristos atât de părăsit, și ai rămas cu El în ziua aceea. Deci îți strigăm, Aliluia! Auzitul ai pe Hristos grăind și n-ai putut răbda până nu l-ai mărturisit și lui Petru, pentru care-ți strigăm. Bucură-te că ești unul din cei doi, ca și Cleopa, Luca și Ioan, care ai auzit de Hristos și l-ai urmat. Bucură-te că de Hristos nu te-ai mai depărtat. Bucură-te că ai spus, am găsit pe Mesia, adică pe Hristos. Bucură-te că și pe familistul Petru la Hristos l-ai întors. Bucură-te că ați lăsat toate și după Hristos până în sfârșit ați mers. Bucură-te că toată viața i-ai cântat îngeresc vers. Bucură-te că ai vrut ca și alții să se mântuiască. Bucură-te că ai apucat calea strâmtă împărătească. Bucură-te că ești însemnat cu numele primei virtuți morale. Bucură-te că primite mai mult decât oricare sunt rugăciunile tale. Bucură-te că toți cu un glas minunile tale lăudăm. Bucură-te că toată viața noastră hotărâm ca lui Hristos să o dăm. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Văzutul ai pe Hristos și ai pornit după El, ca să-i urmăm și noi toți până la sfârșit, cântând Aliluia. Mai presus de stele te-ai înălțat, strălucind în latura umbrei morții noastre, ca să strigăm.
Bucură-te, Sfinte Apostol binecunoscător, bucură-te că ne umpli și pe noi de-al cerurilor dor. Bucură-te că-ți cinstim durerile tale, bucură-te că ne încurajezi și pe noi cei îndurerați din a plângerii vale, bucură-te că cinstim ale tale osteneli. Bucură-te, Cel ce ne izbăvești de smintel și de păcate ne speli. Bucură-te, că pentru Hristos mult ai trudit. Bucură-te, că prin sfințuirile tale România s-a curățit. Bucură-te, că ai dus tuturor a lui Hristos bună vestire. Bucură-te, că pentru Hristos ai suferit mai presus de fire. Bucură-te, că pe tine te mărim. Bucură-te că pe mulți ai spăvit de chin. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Mărturisitor și de Dumnezeu purtător, te-ai arătat tuturor celor ce scântă, aliluia. Strălucind ca un adevărat apostol întâi chemat, ne-ai luminat mintea și ne-ai șters lacrimile, pentru care-ți strig. Bucură-te pe care toată omenirea te lăudăm într-un glas. Bucură-te că Tu ești ierarhul adevărat, bun păstor care ne-ai mai rămas. Bucură-te că ești de un sânge cu Petru, dar Te-ai împărtășit cu al lui Hristos sânge. Bucură-te că lumina care ai prins-o de 2000 de ani în România nu se mai stinge. Bucură-te că ai vestit slava lui Hristos și tăria. Bucură-te că ai fost ales și pe pământ și în cer de Mesia. Bucură-te că fulgerul ți-a luminat omenirea. Bucură-te că ți-ai plinit cu prisosință menirea. Bucură-te că nu te-ai clătit. Bucură-te că și pe noi ne-ai întărit. Bucură-te că în tot pământul a ieșit vestirea ta și la marginile lumii cuvintele tale. Bucură-te că ne-ai scos din pierzare și ne îndreți pe a lui Hristos cale. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Vrând să faci și neamurile păgâne neamuri cu Hristos, ai vestit printre neamuri mărirea lui Hristos. Și la toate popoarele minunile, puterile și semnele Lui cântând, aliluia. Arătatul ai pe Hristos întâi lui Petru, și apoi la toate inimile împietrite, pentru care scânt. Bucură-te că ai supus noroadele și toate neamurile sub ale lui Hristos picioare. Bucură-te că ai lucrat totul spre slava lui Hristos cea mare. Bucură-te că din Betsaida Genizaretului Galilei ai fost. Bucură-te că ți-ai plinit din plin dumnezeiescul scop și rost. Bucură-te că într-o împlinire a voii lui Hristos ai fost bărbat evlavios și râvnitor. Bucură-te că în propovăduirea Sfintei Evanghelii ai avut infinit spor. Bucură-te că ai fost întâi ucenicul înainte mergătorului. Bucură-te că ai predicat cu el pocăința și venirea lui Mesia, Hristos Mântuitorului. Bucură-te că l-ai cunoscut personal pe Hristos cel așteptat.
Bucură-te că după el, fără să te cheme, te-ai luat. Bucură-te că l-ai întrebat unde locuiește. Bucură-te că prin tine slava și credința ortodoxă crește. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Văzându-L pe Hristos că trei să ia venit și nimeni nu l-a primit, ai rămas cu el până în sfârșit, pentru care îți cântăm Aliluia. Cu totul ai urmat pe Hristos, trăgând brazdă dreaptă spre împărăția cerurilor, ca să-ți strigă. Bucură-te că ai mers după dumnezeiescul miel, bucură-te că ai fost primul ucenic al lui Hristos, știindu-L numai pe El drepțel. Bucură-te că ai fost cel dintâi chemat la apostolicească strădanie. Bucură-te că ai vestit cuvântul lui Hristos în prigoană și în amară bejenie. Bucură-te că între oameni ai predicat mântuitoarea învățătură. Bucură-te că ești al lui Hristos dumnezeiască gură. Bucură-te că după ce l-ai convertit pe Petru aducând roadă, l-ai urmat pe Iisus. Bucură-te că și viața în joc pentru Hristos ți-ai pus. Bucură-te că împreună cu ceilalți Sfinți Apostoli pe Hristos l-ai urmat. Bucură-te că ai fost ucenic, slujitor și prieten sincer adevărat. Bucură-te, luminător și apostol neînfricat. Bucură-te că l-ai înțeles pe Dumnezeu cel îndunat și îndurerat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Toată păgânătatea Traciei, Mioziei, Boetiei, Geției și a elinilor ai întors-o la Hristos, strigând Aliluia. Pe toți îi depășești prin întâietatea apostolică, pentru care îți cântăm cu credință. Bucură-te că pe Hristos l-ai însoțit pe ale iudeicăi, bucură-te că ți-a fost milă și de noi, cei nemulțumitori și răi. Bucură-te că te-ai adăpat direct din Hristos, izvorul viu nesecat. Bucură-te că l-ai aflat pe Hristos, Mesia cel mult așteptat. Bucură-te că împreună cu Hristos ai răspândit învățătura. Bucură-te că l-ai propovăduit pe Hristos cuvântul la toată creatura. Bucură-te că ai fost martor și martir al Dumnezeului celui viu. Bucură-te că ai propovăduit în al lumii de șer pustiu. Bucură-te că ai fost de față la minunatele puteri, semne și fapte de Hristos săvârșite. Bucură-te că ne acoperi și în aceste vremuri cumplite. Bucură-te că din cuvântul dumnezeiesc te-ai împărtășit. Bucură-te că din multe rele și pe noi ne-ai izbăvit. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Vrând Hristos să înnoiască pe Adam cel întâi căzut, te-a ales pe tine primul, ca să ne ridici pe toți care strigăm Aliluia.
zidești tuturor celor ce vor să zidească pe piatra tare a Sfintei Evanghelii a lui Hristos, pentru care scântă. Bucură-te că ai predicat cuvântul dătător de viață al credinței celei noi. Bucură-te cel ce câștigându-l pe mărgăritarul Hristos ai socotit toate ale lumii cu noi. Bucură-te că ai răspândit creștinismul ortodox întemeiat de Hristos. Bucură-te că pe mulți din iad, din temniță și din moarte ai scos. Bucură-te că l-ai întrecut pe Filip în credința înmulțirii pâinilor de 200 de dinari. Bucură-te că i-ai întors la Hristos pe împărați și pe cei mari. Bucură-te că i-ai spus lui Hristos că e un copil care are 5 pâini și 2 pești. Bucură-te că tu duci pâinea la Hristos și apoi ne împărtășești. Bucură-te că ai adunat 12 coșuri de firimituri. Bucură-te că tu nu te-ai îndoit că Hristos va înmulți pâinea vie pentru ale sale făpturi. Bucură-te că te-ai sârguit pentru crana care rămâne pentru veșnica viață. Bucură-te că ai săvârșit lucrul lui Hristos, crezând în El, pe care l-ai văzut față către față. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Făclia cerurilor mai mult decât Prometeul sau decât soarele, ai adus între muritori ca să-i înalți spre nemurire cântând, Aliluia! Împăratul cerurilor, apropiind de noi împărăția lui Dumnezeu, pe tine te-a pus ca prin stâlpa Sfintei Biserici Ortodoxe, din care ne tragem noi românii, care-ți cântă. Bucură-te că ai văzut patimile lui Hristos, ai plâns răstignirea și te-ai bucurat de înviere. Bucură-te că după pogorârea Sfântului Duh ai predicat, iar din cer ne-ai învățat canonul tăcerii. Bucură-te că și tăcând ne înveți să fim lumină, pe Tatăl cere slăvin. Bucură-te că prin tine noi flăcări de credință ortodoxă se aprind. Bucură-te că ai pornit să colinzi lumea în lung și în lat. Bucură-te că pe Hristos al slavei împărat cu dor l-ai predicat. Bucură-te că în suflete sămânța cea bună a învățăturii lui Hristos ai semănat. Bucură-te că toate țărmurile mării negre ai albit, ai deslegat și ai cuminecat. Bucură-te că ai predicat până la Ural și în Carpația cerului împărăție. Bucură-te că pe toți ne-ai avertizat despre judecata și viața ce va să vie. Bucură-te că ai suferit bătăi pentru Hristos cel răstignit. Bucură-te că în ceruri te bucuri veșnic și infinit. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. Vrând să arăți calea lui Hristos și noroadelor întunecate, închinătoare de idoli, nu ți-ai cruțat viața, ci ai mers străin, prigonit, flămând și culit, strigând lui Hristos, Aliluia! Cântând ești cu sfinții îngeri și cu toți sfinții în ceruri, ca să-ți cântăm și noi cu buze de țărână,
Bucură-te, cel ce ai suferit bătăi, schingiuiri, temniță din partea păgânilor. Bucură-te că pentru a lui Hristos cu dor ai purtat durerea întregului popor. Bucură-te că pe toate l-ai îndurat neslăbind cu inima și cu râvna de vestitor. Bucură-te că credința ortodoxă creștină ai descoperit tuturor. Bucură-te că de tine vorbește Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură. Bucură-te că și cele mai vechi cărți bisericești însemnare făcură. Bucură-te cel mai vrednic de crezare. Bucură-te că pe mulți ai adus la dreapta credință, dezvelind ale lui Hristos mărgăritare. Bucură-te că în ținuturile grecești ai pogorât. Bucură-te că i-ai iubit și pe cei ce în zadar te-au urât. Bucură-te că în patara Grecii răstignire pe lemn încrucișat ai suferit. Bucură-te că pentru neostenita apostolie și mucenicesc cu sfârșit ești proslăvit. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat. O, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat, primind aceste laude smerite, izbăvește-ne de boli, de furi, de pagube, de persecuții, de moarte și de tartar, pe cei ce cu credință îți cântăm. Aliluia! O, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat, primind aceste laude smerite, izbăvește-ne de boli, de furi, de pagube, de persecuții, de moarte și de tartar, pe cei ce cu credință îți cântăm. Aliluia! O, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat, primind aceste laude smerite, izbăvește-ne de boli, de furi, de pagube, de persecuții, de moarte și de tartar, pe cei ce cu credință îți cântăm. Aliluia! În locul îngerilor căzuți ai fost ales primul între apostolii lui Hristos ca să-i slujești, pentru care îți cântă. Bucură-te, cel din cei 12 sfinți apostoli mai întâi chemat, bucură-te al Sfântului Apostol Simon Petru, Chefa, frate adevărat. Bucură-te că lui Hristos, Stăpânului tuturor, te rogi neîncetat. Bucură-te că pe Petru nu l-ai urmat când de Hristos a lepădat. Bucură-te că te rogi lui Hristos pururea pentru a lumi pace. Bucură-te că de ruga ta Hristos ascultă și totul face. Bucură-te că sufletelor noastre mare milă Hristos ne dăruiește. Bucură-te că solirea, ruga și lucrarea ta niciodată nu se gătește. Bucură-te că ne înveți ortodoxă închinare unimei preasfintei trăimi. Bucură-te că ne acoperi și pe noi cei persecutați și străini. Bucură-te că precum Filip pe Natanael, la fel și tu pe Petru la Hristos l-ai chemat. Bucură-te că ești neam sfânt și preoție împărătească, apostolul prim al Dumnezeului Patriarh, profet și împărat. Bucură-te, Sfinte Apostole Andrei,
cel întâi chemat. Apărătorul românilor și cel dintâi chemat de Hristos în apostolicească lucrare, care pe români a iluminat primile ortodoxie, izbăvește-ne de toate ispitele ca să strigăm ție, bucură-te, Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat.